Bună ziua la toată lumea! Să știți că decizia care a luat-o Consiliul Local pentru redeschiderea poligonului de gunoi care se află la noi în localitate a fost o decizie foarte complicată, din motiv că peste 30 de ani comuna noastră a fost ignorată de municipalitate și din cauza aceasta oamenii nu mai au încredere că promisiunile care s-au făcut în această perioadă de dezbateri și discuții nu vor fi realizate. Mulțumim mult domnului prim-ministru pentru implicarea și responsabilităților care s-au pus în fața municipalității. Doar datorită guvernului noi am făcut pasul dat. Nu vreau să spun nimic că nu este vina domnului Grozavu sau altor funcționari, vorbim în general de primăria Chișinău. Din cauza neglijenței s-a ajuns la situația foarte complicată în satul Țânțăreni. Sperăm că toate beneficiile care s-au ridicat vor fi efectuate în folosul comunității, în folosul oamenilor. A fost un pas, încă o dată repet, foarte dificil pentru comunitatea noastră. Dar suntem pe deplin conștienți că dacă lăsam digul, era în pericol în caz de cutremur. Levigatul, dacă nu se evacuează, se răspândește pe câmpurile din apropiere. Și de aceea ne-am gândit că dacă îi responsabilizăm, vom reduce impactul negativ a acestei gunoi asupra mediului. Sperăm că de astăzi lucrurile se vor schimba, atât în primăria Chișinău, cât și în primăria Comunei Țânțăreni. Vă mulțumesc! Am spus întrebarea de ce nu s-a venit o soluție alternativă. Ați ales între două soluții din care este că vreți gunoiul la ajuns la calitate. De ce nu s-au venit alte soluții? Ați acceptat? Ce mi s-a impus? Dacă e să vorbesc, nu s-a impus nimic. Noi am fost conștienți de faptul că, din păcate, avem o gunoiște care a fost construită în calitate cu mulți ani în urmă. Și când s-a construit această gunoiște, nimeni nu s-a pus întrebarea dacă ea corespunde normelor acolo unde a fost construită. Adică de acum procesul este pornit. Noi suntem la moment generația care trebuie să răspundem de alegerea care a fost făcută cu mulți ani în urmă. Credeți-mă că foarte mult s-a discutat la subiectul dat, foarte multe consultări cu oamenii. Oamenii de acum erau epuizați că iarăși trebuie să ne adunăm, iarăși trebuie să discutăm. Dar vă zic încă o dată, noi am înțeles clar că dacă nu o redeschidem, punem în pericol în continuare efectul negativ al acestei gunoiște asupra mediului. Din păcate, bugetul primăriei Comunei Țânțăreni nu are capacitatea de a avea resurse financiare pentru a diminua pericolul de la această gunoiște. S-a convenit ca această perioadă să fie pentru 2 ani și jumătate, până când în Republică, adică locul care a fost depistat, să fie construită o gunoiște conform cerințelor europene. Deci ce s-a spus ieri dumneavoastră și la acestui an, pentru 2 ani și jumătate? Ca să responsabilizăm primăria municipiului Chișinău, dacă ei promisiunile care le-au pus puse în față vor fi realizate, automat contractul se mai prelungește. Da.